Da, continuăm emisiunea în această seară. Colonelul Valeriu Gheorghiță, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Mai puteți? Trebuie să putem. Dar serios, câte ore pe zi faceți asta? Adică să participați la întrunirile legate de coordonarea vaccinării în România, să mergeți să, la televiziune pentru că e importantă și comunicarea. La cât plecați de acasă, la cât ajungeți? Sunteți deci prima persoană pe care, care, mă întreabă acest lucru. Este într-adevăr un efort important, însă nu aș vrea să preiasă faptul că m-aș plânge de acest nu lucru. Nu te plâns, dar eu chiar mă întrebam. Este o activitate intensă, începe la 6 dimineața și se termină după 12 noaptea. Da, mi se pare incredibil. Aveți vârsta de partea dumneavoastră. Asta e foarte important. Am albit foarte mult. Ați albit în perioada asta? Păi, el, cum îl cheamă? De la sănătate, ăla a vă albit. Dar eu îl dăm afară, domnul colonel. Păi, da, ce nu mă ocup eu de blăduți. Stați liniștit. Vorbim despre vaccinul AstraZeneca, vorbim de câteva zile. Vreau să vă întreb, pentru că ați fost unul dintre cei care a a contribuit la hotărârea de a lua hotărârea ca să continue România cu AstraZeneca. De ce ați luat hotărârea asta în timp ce Franța, Italia, Germania uh, au hotărât să suspende vaccinarea cu AstraZeneca? Cred că se va mai vorbi mult timp despre acest uh, vaccin. Uh, aș vrea să spun că în momentul de față, într-adevăr, încrederea oamenilor pe bună dreptate este zdruncinată. În acest, în acest vaccin, și cred că uh, va fi foarte greu de recuperat. Înțeleg perfect uh, acest val de emoție care s-a creat în jurul acestui vaccin. Sunt preocupări și îngrijorări legitime. Din acest punct de vedere, împreună cu colegii mei, ne dorim să intensificăm cât putem de mult comunicarea și informarea tuturor celor care au nevoie de mai multe informații. Am și organizat mai multe sesiuni de întrebări și răspunsuri pe pagina noastră de rovaccinare, chiar în preajma în care am decis sistarea primului lot, sistarea temporară, carantinarea lui. Era firesc ca oamenii care fusese revaccinați sau care erau programați să întrebe ei ce vor face de aici înainte. Uh, sigur că se la Va nivel... ridica acea carantinare de pe lotul cu probleme sau, mă rog, cu semnul întrebării? Decizia. Sau se Agenția Europeană a Medicamentului de mâine uh, va clarifica, sperăm cu toții, foarte multe întrebări. Păi, decizia va fi, decizia va fi legată de acel lot de vaccinuri AstraZeneca sau. Vorbim în principiu despre vaccin. Dacă osta, mă întrebați, din punctul meu de vedere, medical și profesional, nu cred în varianta că un lot are o problemă. Dacă uh -huh. are un vaccin o problemă, uh, are toată, tot vaccinul prin uh -huh. natura lui. Uh, uh -huh. Sigur că, din punct de vedere procedural, în momentul în care înregistrezi mai multe evenimente adverse uh, dintr-un lot, dintr-un anumit lot, este obligatoriu să ridici un semnal. De siguranță, și atunci să carantinezi temporar acel lot până se face o analiză, atâta uh, criteriilor de calitate până se investigează complet cazurile respective. Uh -huh. Însă, având în vedere că la nivel european, de fapt, au fost înregistrate acele evenimente adverse din mai multe loturi, varianta să fie unul singur, un lot implicat este. Puțin Bun, deci probabil. mâine se așteaptă din partea Agenției Medicamentului În să aceste se hotările... zile au fost analizate Și investigate în detaliu, pot să vă spun Toate acele cazuri, fiecare Țară, la nivelul Agenției Europene A Medicamentului, a prezentat în detaliu Cazurile cele mai problematice Cazurile uh -huh. care nu aveau O explicație aparentă din punct de vedere Medical, sunt experți implicați Din, în momentul de față Din Comitetul de Farmacovigilență Alema, sunt Am experți. înțeles, dumneavoastră De ce ați hotărât să se continue da. cu Uh, aș vrea să mai spun și am mai spus că a fost una dintre cele mai dificile decizii pentru că a trebuit să punem în balanță uh, un concept de sănătate publică și beneficiile reale ale acestui vaccin, ținând cont că avem date cât se poate declare și indubitabile de nivelul de protecție pe care îl oferă față de. Uh, Forma severă de boală, față de complicații, reduce. De adevăr, domnule colonel, a, decizia noastră este curajoasă, dar este vorba despre sănătatea da. celor care se și vor a, vaccina. Și celui... și în timp ce Germania, Franța, Italia și așa mai departe au suspendat, cred că era la îndemână dumneavoastră decizia de a suspenda. Nu cumva nu a suspendat pentru că nu aveți un număr suficient de vaccinuri? Nu, avem uh, cel puțin 400.000 de doze în stoc în momentul de față. Păi în... și atunci de ce sunt 500.000 pe listele de așteptare? Sunt uh, 600.000, si ne de mii. apropiem de 700.000 de, da. de persoane pe listele de așteptare, uh, în momentul de față o listă de așteptare devine activă în momentul în care un centru de vaccinare are uh, nivelul locurilor ocupat la maxim, adică de pildă sunt centre care au vaccin de la AstraZeneca și care nu sunt cu nivel maxim de ocupare. Acel centru nu poate să aibă o listă. Păi AstraZeneca așteptare. sunt zeci de mii care au renunțat să facă. Sunt și cumva până se lămurește scandalul. De exemplu, dumneavoastră v-ați vaccinat, da? Da. Părinții dumneavoastră între timp s-au vaccinat. S-au vaccinat. vaccinat. Dumneavoastră v-ați vaccinat cu AstraZeneca? Da. Întrebarea și mai grea, că asta a fost simplă ca să vă pregătesc pentru următoarea, v-ați vaccina părinții cu astrazeneca dacă nu s-ar fi vaccinat? Categoric da. Dar aș vrea să, să detaliez ce a stat la baza acestei decizii, pentru că nu aș vrea să fie privită ca o decizie de curaj, pentru că nu poți să iei decizii curajoase pe seama sănătății oamenilor. În niciun caz. A fost o decizie bazată pe date științifice a fost o decizie care a trebuit păi și, și să. Și cu francezii nu s-au bazat tot pe date științifice când au, au amânat, când au anulat, au suspendat. Sunt țări care, bun, haideți să plecăm de la realitatea cu care uh, noi în momentul de față avem de-a face, și anume faptul că la nivel central european uh, și la, nivel, uh, la nivelul uh, Marii Britanii au fost. Raporta, au fost vaccinate peste 17 milioane de persoane. În total, au fost raportate aproximativ 37 de evenimente adverse tromboembolice, respectiv 15 evenimente de tromboză venoasă profundă și aproximativ 22 de evenimente de embolie pulmonară. Uitându-ne la frecvența acestor evenimente, Practic, nu este categoric mai mare decât frecvența raportată în populația generală nevaccinată. Și aici cred că este important de subliniat faptul că aceste evenimente trombotice, tromboembolice, sunt din nefericire niște evenimente comune întâlnite în practica și în viața de zi cu zi. Reprezintă, dacă vreți, dintre toate bolile cardiovasculare a treia cauză de afectare a uh, sistemului cardiovascular. Deci este o afecțiune comună, este o afecțiune anticipată, din păcate, care apare în rândul populației, inclusiv în rândul persoanelor tinere, chiar fără niște factori de risc aparenți la momentul în care se instalează aceste evenimente. Am înțeles, trombotice. intrăm prea multe amănunte medicale, tehnice. Este corect, corect complet, procentajul efectelor adverse de la, vaccin, de, de la vaccin de la noi? Sau există o reticență atunci când e vorba de raportarea Uh, efectelor. Uh, Pot să vă spun că în, ultim, în ultima lună s-a a crescut numărul de uh, raportări, de reacții adverse raportate categoric prin faptul că mai multe persoane au devenit da, au conștientizat importanța raportării acestor și reacții adverse. Au început, să au raportat exact. ăsta. Foarte multe au fost raportate chiar după 11 martie, în momentul în care a, a apărut acest semnal la nivel european. Mm. Datoria noastră este să analizăm cu maximă precauție și cu maximă rigurozitate fiecare, fiecare... fișă de raportare, dar mm. este un procedeu comun și indiferent de tipul de de vaccin sau de medicament de care noi vorbim, practic, modalitatea de uh, acțiune, dacă vreți, este similară. Nu este ceva particular la acest moment faptul că s-a carantinat un lot. Sigur că la, la momentul la care peste 15 țări europene decid suspendarea temporară cu un lot sau completă cu un vaccin. Acest lucru este un semnal extrem de puternic și care cântărește foarte mult. QR codul pe certificatul de vaccinare, cum îl obții? Întrebăm asta în vederea circulației cu dovada vaccinării în interiorul Uniunii Europene. Astăzi m-am convins după declarația de la nivelul Uniunii Europene că nu se întâmplă nimic cu acest pașaport de vaccinare pentru că poți să călătorești și dacă ai un test negativ și dacă ai anticorp și ai trecut prin boală sau dacă ai o vaccinare. Așa că exact. e liber pentru toată lumea. Deci QR ăsta, codul ăsta, cum îl, cum îl obții? Noi cum uh, chiar vreau să vă spun că se analizează această posibilitate de implementare a QR codului pe adeverința de uh, vaccinare tocmai pentru ca o persoană vaccinată, în momentul în care își descarcă din platformă adeverința de vaccinare, să poată avea și acest QR cod care va fi imprimat pe adeverință sau poate să fie salvat electronic pe un device, pe telefon sau pe orice alt device și care conține informațiile din acea adeverință, tipul de vaccin, data vaccinării și informații personale. O întrebare. Dacă au făcut prima doză cu AstraZeneca și se suspendă AstraZeneca, ce se întâmplă cu cei care au făcut prima doză cu AstraZeneca? Da, este o întrebare foarte bună. Sunt păi două... eu pe mine m-am angajat da. pe, pe carte de muncă acum. Sunt două opțiuni posibile. Da. Fie vaccinarea, de pildă, cu vaccin de la Johnson, care este același tip de vaccin cu vector viral, fie uh, vaccinarea cu vaccin pe bază de ARN mesager, Pfizer sau Moderna. Întrebarea da. este dacă este suficientă o doză sau trebuie făcută o schemă completă în condițiile în care vorbim de Pfizer sau Moderna. Dacă vorbim de Johnson, este evident suficient o doză. O doză. Și dacă vorbim de Pfizer, Cred că cred că se pot lua în discuție mai multe modalități de uh, a decide. Fie persoana respectivă își poate determina anticorpii înainte și în funcție de nivelul de anticorp decidem dacă rămânem cu o singură doză sau, cu, să fac, cu sau doua, trebuie făcută schema completă. Schema completă și cu a doua doză. O întrebare, luăm o scurtă pauză. Aștept de la voi întrebări pentru colonelul Gheorghiță, pentru doctorul Gheorghiță, la 0747... 800-800. Astăzi am văzut că a sunat o persoană, un român, un român, cum se spune, care a primit o doză de la o companie și a doua doză de la altă companie. Ce ați discutat cu persoana respectivă? Uh, în primul rând mi-am dorit să uh, stau de vorbă cu persoana respectivă și să încerc să îi ofer informațiile medicale de care este evident că avea nevoie. Sunt convins că a fost îngrijorat și că uh -huh. s-a panicat de incidentul creat, un incident regretabil. E și făcut prima doză uh, cu... cu. Pfizer. Cu Pfizer și a doua cu. Și a doua a fost vaccinat cu Moderna. Cu Moderna. Principalul meu demers a avut în spate, dacă vreți, să liniștesc din punct de vedere medical acea persoană, pentru că eu sunt medic și înțeleg foarte bine prin ce trece o persoană când e pusă într-o situație de acest gen. Din celelalte motive, puncte de vedere, organizate. Nu există nicio problemă că s-a întâmplat asta sau există. Nu este firesc să se întâmple așa ceva. Că nu e, firesc, și e clar. Transmis către Direcția de Sănătate Publică să demareze o evaluare la centru respectiv și să înțelegem cu toții de ce s-a întâmplat asta. Dar din punct de vedere medical, din al sănătății persoanei respective care a făcut două vaccinuri diferite. Nu anticipăm uh, probleme din punct de vedere al siguranței și nu anticipăm probleme din punct de vedere al răspunsului imun. Uh -huh. Pentru că sunt vaccinuri care folosesc același deci tip de Deci siguranța este în regulă, nu se întâmplă nimic mesager. și vom vedea ce se întâmplă cu anticorpii. Adevărat? Sunt, este adevărat? Este adevărat. I-am și recomandat la două Bine. săptămâni de la doza de rapel să-și determine anticorpii. Luăm o scurtă pauză domnule colonel și după aceea continuăm. Da, sunt foarte multe întrebări legate de boli, întrebări punctuale. Totuși sunt chestii generale foarte importante și anume a început înscrierea pentru etapa a treia. Și să spuneți foarte clar în ce măsură cei care s-au înscris în etapa a treia vor fi vaccinați și ce se întâmplă cu cei din primele două categorii care încă nu au fost vaccinați. Aici avem două uh, situații foarte clare. Uh, în centrele de vaccinare, unde sunt locuri libere la în momentul la care o persoană intră pe platformă uh, în vederea programării, poate să ocupe direct acel loc din centrul de vaccinare, indiferent din ce etapă face parte. În momentul în care uh, locurile libere sunt ocupate, se activează automat lista de așteptare. În schimb, atunci când vor apărea locuri în respectivul centru de vaccinare, vor fi notificate cu prioritate persoanele care sunt vulnerabile și care aparțin de etapa a doua, respectiv vârstnici, cei cu boli cronice, cei cu dizabilități, pe 75% din locurile libere. Pe de restul de 25% din locuri vor fi notificate persoanele care fac parte din. Uh, Acte cele activități critice esențiale. Atunci când categoria locurile, a doua, sau da, oricum, categoria da. a doua, când locurile nu sunt ocupate, sunt notificate persoanele din lista de așteptare care uh, fac parte din etapa a treia. Dar vor fi situații diferite, vor fi centre care au listă de așteptare în care majoritatea vor fi din etapa a treia și foarte puține persoane din etapa a doua. Și atunci evident că vor fi vaccinate un număr mai mare de persoane din etapa a treia. Vor fi centre în care vor fi foarte multe persoane care sunt în lista de așteptare din etapa a doua, așa încât este o variabilitate și o dinamică uh, diferită de la un centru la altul. Uh, o altă întrebare. Când vor fi vaccinuri suficiente, domnule colonel? Când încep să vină? Tot vorbim despre milioane de vaccinuri care vor veni. Când vor veni? Pot să vă spun că din încă de săptămâna viitoare vom primi 345.000 de doze de la Pfizer, deci practic este o tranșă consistent mai mare față de ce am primit până acum, iar din prima săptămână a lunii aprilie vom primi aproximativ 511.000 de doze săptămânal așa încât în toată luna aprilie vom, vom avea fi aproape 2 milioane. milioane de doze. Deci, în... practic, de săptămâna viitoare încep să fie vaccinuri, se poate vaccina? Noi vom deschide aproximativ 165 de cabinete noi pentru vaccin de la Pfizer la nivel național, aproximativ 54 doar în București de săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă aproximativ 3000 de persoane pe zi în București, care se vor adăuga la centrele de vaccinare deja existente. Calculele noastre, ar, Din calculele noastre ar trebui să ajungem în, la jumătatea lunii aprilie cu aproximativ 80.000 de persoane zilnic vaccinate doar cu vaccin de la Pfizer La care se vor adăuga persoanele care vor fi vaccinate Moderna, cu celelalte tipuri de vaccinuri Moderna Și AstraZeneca Și AstraZeneca, respectiv Johnson Johnson în funcție de decizia pe care mâine agenția o va lua față de AstraZeneca Uh, cum se va monitoriza? Bună seara pentru uh, vac pacienții vaccinați la domiciliu. Cum se va asigura medicul în caz de reacții alergice severe sau șoc? Păi va rămâne Echipa medicul medicală acolo, va rămâne pacientul 15 uh. sau 30 de minute în funcție de istoricul pacientului. Uh, am văzut că sunt uh, de, un număr destul de mare de cazuri care s-au infectat după prima doză. Dar și un număr destul de mare, cam o de persoane care au se infectat după, după rapel. După de doza ce? A doua. Ra îi spune și la să știți că sunt adică da. eu. Adică m-am pregătit. Da. Uh... Sigur că în, în număr absolut pare un număr mare, 7000 de persoane după prima doză, însă timpul mediu de, de, de la, de la uh, administrarea dozei și până la diagnostic a fost de 9 zile, ceea ce înseamnă că suntem în fereastra de uh, imunologică în care nu apare uh, răspunsul imunprotector. El apare la circa două săptămâni, încep să apară anticorpii de la prima doză, iar în ceea ce privește, și asta reprezintă cam 0,4% din numărul total celor după a doua a doză, tot la două săptămâni? După a doua doză, beneficiile se ating maximal la 10-14 zile după a doua mm. doză. Uh, Cum am, o am de... vaccinat pe 15, da, iertați-mă. O, o mie de persoane din peste... Dar nu am zis că e... nu. se pare totuși... Uh, Asta certifică că niciun vaccin nu este 100%. Bună seara! M-am vaccinat pe 15 cu Astra. Vreau să știu când pot să fac o verificare anticorpilor. După două săptămâni, în principiu. Două da? săptămâni de la cea de-a doua doză, da. Felicitări, domnului doctor! Nu știam că aveți fani care să trimită mesaje. Felicitări, domnului doctor Gheorghiță, pentru decizia corectă de a continua vaccinarea cu Astra. Bine, nu mi-ați răspuns de ce a... ați luat hotărârea să vaccinăm cu Astra, dar mai e timp până la finalul emisiunii. Uh, întreabă cineva, ah, nu prea mai, e, ce scuze. Uh, cineva care s-a infectat după ce a făcut prima doză, da, și au trecut 5 săptămâni de când a făcut boala când ar putea să facă a doua, a doua doză. Trebuie să o ia de la capă, nu? Nu. De principiu, dacă suntem în primele șase săptămâni de la prima doză pentru Pfizer, putem să facem fără nicio problemă doza de rapel. Mm. În cazul în care trec mai mult de șase săptămâni, punctual se analizează și se va decide desigur sigur efectuarea rapelului. Și la fel se procedează pentru celelalte tipuri. Vor fi despăgu despăgubiși cei care au efecte adverse grave? Există o procedură de stabilire a unei legături între vaccin și efectele adverse? Toate aceste relații de cauzalitate sunt evaluate în momentul de față de către colegii de la ANM și Institutul de Sănătate Publică și va conta și va cântări foarte mult analiza pe care Agenția Europeană a Medicamentului o va furniza mâine. Hai să punem pe ecran acum răspunsul domnului Gheorghiță, să îi arătăm în septembrie. Nu vreau să vă arăt ce discutam în decembrie, că a fost acum aproape patru luni aici. În data de 1 octombrie, câți vaccinați vor fi în România? 1 octombrie, cu ambele... 1 octombrie 2021, cu ambele doze. Noi sperăm să ajungem la... cu ambele doze, să avem cel puțin 9 milioane de persoane. Cu, două... cu cel puțin o doză vom avea 10 milioane de persoane. Deci 9 milioane puțin. la 1 octombrie Există cu ambele doze un... și 10 milioane cu o singură doză până la 1 octombrie. Deci asta este prognoza noastră. Asta trebui este obiectivul meu. Personal. Obiectivul dumneavoastră. Și al nostru, al tuturor. Al nostru, al tuturor. Păi nu al meu, că eu nu eu nu vaccinez încă, dar va veni momentul în care... Apropo de asta, întreabă, răspundeți-mi după pauză sunt medici care vor să vaccineze și cum se pot înscrie să facă parte dintre medicii care vaccinează. Se adresează direcțiilor de sănătate publică, Realmente, sunt multe județe care au nevoie de personal, este un demers pe care îl Adică nu trebuie neapărat să fie de acolo, poate să se deplaseze în altă zonă să, în cine de îi plătește cazarea, cine îi plătește toate astea, dacă se se pot găsi resurse pe resurse. plan local okay. încât o să scurtă se pauză, vă rog. Bună seara. Ar fi de interesant să avem o comparație a numărului de evenimente tromboembolice raportate în România, Europa după vaccinarea cu cele trei vaccinuri Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Nu înțeleg de ce se vorbește despre aceste reacții adverse doar la vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca. Mulțumesc, Gianina. Bună întrebare. Da, este acest lucru, de pildă, a cântărit foarte mult la decizia noastră, în sensul în care ne-am dorit să avem un, uh, niște criterii obiective și foarte clare, pe baza cărora noi luăm aceste decizii. Din acest motiv trebuie să ne uităm la datele disponibile, trebuie să ne uităm la raportările reacțiilor adverse, trebuie să ne uităm la Când recomandările că nu e mai EMA. AstraZeneca nu stă mai rău decât Pfizer și Moderna. Din nu? Până punct de vedere al frecvenței reacțiilor adverse comune raportate, da? sunt de cel puțin 5 ori mai frecvente, într-adevăr. Deci avem cam. La 10, AstraZeneca, la AstraZeneca Am dar nu sunt mai uh, intense sau mai severe, sunt ace aceeași paletă de reacții adverse care este, într-adevăr, mai frecventă. Am frecvente. înțeles. Nu s-a explicat în... suficient de clar dacă persoanele imunizate, prin boală sau vaccin, mai pot transmite boală. Uh, din ceea ce noi știm acum, există posibilitatea infecției asimptomatice? chiar mm -hmm. și la vaccin, protecția nu este de 100%, așa încât, deși avem. Deci cei date care, care și-au făcut vaccinul sau au trecut prin boală pot la rândul lor să transmită, mai spuneți odată, boala, virusul. De fapt, virusul, nu boala. Ei nu mai pot face boala. după un interval de timp, în cazul mm -hmm. celor care au trecut prin boală o infecție asimptomatică. Uh, aceasta poate să devină și simptomatică. Sunt cazuri de reinfecții clare, dovedite, sunt foarte rare. Bun, iar când nu o să mai poartă masca cei care și-au făcut vaccinul? Uh, dacă ne uităm doar la nivel individual, este foarte greu de răspuns, însă dacă ne uităm la nivel colectiv, când vom ajunge la cel puțin 70% persoane vaccinate... Păi, dar merg pe logica dumneavoastră, domnule colonel. 1. A spus un lucru că e posibil ca cei care își fac vaccinul, cele două doze, să nu mai transmită boală, da? Au un risc mult mai redus de a face o infecție Căi, în asimptomatică. Fapt, și atunci și în de ce să de a mai poarte masca? La fel se întâmplă și cu cei care s-au imunizat, nu? Uh, la fel se întâmplă și cu cei imunizați Bun, păi Și atunci natural. de ce să mai poartă masca? Pentru că, pe de o parte, uh, Putem totuși să transmitem această infecție, chiar dacă într-un procent mai mic. Dacă mm. cei din jurul nostru sunt vulnerabili, sunt receptivi, atunci putem să-i expunem la această infecție și să dezvolte boala. Și mai mult decât atât, niciun vaccin, trebuie să înțelegem, nu oferă o protecție de 100% și există un procent mic de 5% din persoane care, în general, nu dezvoltă un răspuns imun protector, mm. indiferent că vorbim de boala naturală sau vorbim de vaccinare, și se aplică tuturor vaccinurilor o, și nu doar... O să râdeți, dar sunt foarte multe domnișoare care întreabă dacă sunteți căsătorit. Sunteți căsătorit? Da. Uh, păi rău, ați dezamăgit foarte tare. Chiar își făceau uh, probleme foarte multe dintre telespectatoarele noastre, că o să vă facă general până să faceți 40 Am de ani. tot auzit asta, dar... Păi nu... da. De, și uite, un mesaj foarte întâlnit. Domne, să nu-și mai asume cineva meritele pe care le are colonelul Gheorghiță. Sunteți totuși, faceți parte în armata română, am înțeles că v-ați întâlnit cu Ministrul Apărării. Vă sprijină în această campanie și în am ce măsură vă sprijină Ministerul Apărării? Sprijinul 100% al Ministerului Apărării Naționale și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care. Realmente fac eforturi deosebite în serviciile de call center. Sunt peste 1300 de persoane care activează, sunt peste 600 de posturi de uh, telefon uh, la care se răspunde. Pot să vă spun că în ultimele 24 de ore au fost peste 84.000 de apeluri telefonice preluate. Deci este o muncă impresionantă. S-au înscris 700.000 acum aproape, da, pe listele de așteptare. Probabil că până la sfârșitul săptămânii vor fi un milion. Dumneavoastră spuneați că peste o săptămână când încep să vină vaccinurile, practic acești oameni, un milion de oameni, vor începe uh, vaccinarea propriu-zisă, cu atât mai mult cu cât în luna aprilie vor veni două milioane de doze. Interesant deci nu vaccinăm cât Nu, va mai fi așteptarea asta și așa mai departe. Uh, în ceea ce privește pandemia, pentru că mulți au uitat că dumneavoastră sunteți medic infecționist. Credeți că va fi carantinată uh, România, ce credeți că se va întâmpla? Cum va evolua acest al treilea val despre care vorbe, se vorbește în România? Este... Clar, în momentul de față, pentru toată lumea că suntem într-o creștere a numărului de cazuri. Este important să vedem la ce nivel uh, vom ajunge, la acel platou, însă dacă platou va fi cât mai ridicat, va fi uh, destul de complicat pentru uh, noi, în primul rând, ca sistem medical, pentru că vedem în secțiile de terapie intensivă am ajuns la o capacitate aproape de maxim. Ori să stai într-o perioadă de platou cu un număr foarte mare de cazuri înseamnă un efort uriaș asupra sistemului medical și care, bineînțeles, se va răsfrânge asupra sănătății fiecăruia care ajunge în final la spital. Deci de asta mesajul este unul cât se poate de clar de a înțelege importanța respectării în momentul de față a măsurilor de prevenție. Nu este de joacă, este păcat să pierdem uh, o, o luptă de atâta e timp. E adevărat, nu mai avem timp. Uh, și uh, îi rog pe colegii mei, dar știu să mă ierte că am depășit uh, cu puțin timp, cu, ceva, cu câteva minute, se va ajunge la carantinare? Uh, nu cred că vom ajunge la carantinare. Sunteți mm, pentru carantinare, cred. domnule Colonel? Sunt pentru măsurile care sunt dovedite eficiente și care să salveze vieți și să reducă numărul de îmbolnăviri. Dar sigur că o măsură de sănătate trebuie pusă tot timpul în balanță mm. și cu alte consecințe. Ori din acest motiv, cred că trebuie foarte atent judecată această decizie. Mulțumesc mult pentru participarea extraordinară din această seară. Foarte, foarte multe dezamăgiri legate de faptul că sunteți căsătorii, n-am știut și uite că dacă știam le răspundeam la început de la ora 7 au început mesajele astea, acum cred că s-au liniștit uh, fanele dumneavoastră, uh, ne vedem uh, mâine seară din nou, până atunci uh, vă ținem aproape.